Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Educația, o ediție specială dedicată în această seară unei probleme care se dezbate la nivel național. Tot mai multe forțe, instituții intră în această dispută. E vorba de instalarea camerelor de supraveghere în spațiu școlar, fără acordul părinților. Aici ne referim la săli de clasă în special. Invitații noștri sunt în momentul de față domnul Vasile Udroiu, directorul Școlii Gimnaziale Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu, cea mai mare unitate școlară din județ. Bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit, domnule profesor. Și cred că avem legătura cu domnul Iulian Cristache, președinte demisionar al Federației Naționale a Părinților. Dacă ne auziți, bună seara, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Demisionar voi fi săptămâna viitoare. Deci încă sunt în funcție, dar nu e nicio problemă. Știm cu toții că... V-ați anunțat intenția de a renunța la această funcție, deși părerea mea, și să știți că am anunțat emisiunea, au fost foarte multe păreri. Vă regretă faptul că nu rămâneți în această mișcare ONG-istă, să spunem așa, pentru că ați fost o voce distinctă și care spuneți lucrurilor pe nume, chiar și când nu e, părerea nu e favorabilă totdeauna părinților. Le mulțumesc, dar cu toții știm că ce e mult strică și că la un moment dat cu toții trebuie să avem decența să știm să ne oprim. Și aici mă refer inclusiv la politicieni și la primari și la tot ceea ce doriți dumneavoastră. Bine, un primar bun poate să aibă și 10 mandate, fără discuție, dar cred că îi numărăm pe degete la nivel național. Așadar, repet, ce e mult strică și trebuie să știi când să te oprești. Să știți că în Gorj există primar de peste 30 de ani, deci există dinainte de 89. Deci avem și mai sunt, cred că și noi avem ceva pe aici cu Telorman și cred că mai sunt județe unde sunt primari cu foarte multe mandate. Important este ce au făcut, că s-ar putea mulți dintre ei. Bun. Dacă îmi permite și eu vreau să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră și să vă doresc succes în noua provocare pe care dumneavoastră ați ales-o și sperăm ca locul dumneavoastră să fie ocupat tot de o persoană la fel de responsabilă și la fel de vocală în ceea ce privește educația, educarea copiilor, a tinerii generație și tot ceea ce înseamnă problematica învățământului românesc. Succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Bun, haideți să trecem la oile noastre, pentru că ne-am adunat astă seară, în primul rând, pentru, o să abordăm și alte subiecte, dar în primul rând acest subiect, cel al camerelor, nu mă așteptam să fie atât de dezbătut. Recunosc că parcă s-a amplificat ca bulgărele de zăpadă de la o zi la alta, iar acum au intrat în această dispută organizațiile de părinți, sindicatele, principalele federații sindicale și de începând de astăzi, inclusiv avocatul poporului are o poziție distinctă. De unde începem, domnul Cristache? De unde doriți dumneavoastră? Poziția părinților, federații... Poziția federației, în primul rând, pentru că nu reprezentăm toți părinții, ar fi imposibil acest lucru, v-am mai spus. Dar poziția federației este una fermă. Susținem propunerea sau inițiativa. Cel puțin în ultimii 4 ani de zile, 5 ani de zile, ori de câte ori am mers la Ministerul Educației, pentru că aveam o întâlnire la nivel de conduceri, luând cu mine câțiva reprezentanți la nivel de județ și având față în față miniștrii de la momentul respectiv, plus directori din departamente de la Ministerul Educației, noi aveam o agendă de discuție acolo și avem un punct fix în ultimii 4-5 ani de zile, supraveghere audio-video. Vreau să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră că nu era un moft al meu sau al unor colegi de-ai mei la nivelul federației, ci era o solicitare care se baza pe numeroase telefoanele pe care le primeam de la părinți și îmi cereau să-i consiliez în urma unor conflicte. De cele mai multe ori era vorba de cuvântul unui copil împotriva celuilalt copil cu care se afla în conflict. Sau era vorba de cuvântul unui copil împotriva unui profesor cu care se afla în conflict. Și atunci singurul lucru cu care poți să demonstrezi vinovăția sau nevinovăția îl reprezintă acest sistem de supraveghere audio-video. Fără discuție că știam că acest subiect va aprinde niște tabere în sensul în care avem o directivă europeană care precizează foarte clar modul în cum poate fi folosit sistemul de supraveghere audio-video, dar vreau să vă spun că în foarte multe școli din România se folosește acest sistem de supraveghere, da?
Bineînțeles, sub o formă sau alta, într-un mod tacit și cu acordul cu parte dintr-o părinți și cu acordul profesorilor, pentru că nu trebuie să ne referim doar la părinții aici. Trebuie să vorbim și despre profesori, până la urmă, că fac parte din această comunitate școlară și este absolut normal să se convină de ambele tabere. Atât părinții și cât și profesorii trebuie să considere acest sistem de supraveghere util în sensul în care pot rezolva astfel de situații nedorite, nu pentru a fi evaluat un profesor, nu pentru a fi evaluat modul în care un elev răspunde la clasă sau modul în care știe sau nu știe, ci doar pentru aceste situații punctuale cu niște reguli foarte stricte, foarte clare, în sensul în care nu are nimeni acces acolo decât în baza unei solicitări, eventual doar directorul sau poate nici directorul, care la rândul lui ar fi obligat să solicite biroul de siguranță școlară sau reprezentantul poliției din sectorul respectiv sau din municipiu sau din județul respectiv. Doar așa, sub nicio formă să reprezinte un element de constrângere, fie că vorbim de părinți, elevi, fie că vorbim de către profesori. Pe de altă parte, eu, pe lângă susținere, tot eu am ieșit și am spus că așa cum arată acest proiect, nu va avea succes și directorul nu vor avea curaj să instituie atât timp cât există o directivă care interzice. Și unii dintre ei nu are rost să-și asume, eu știu, un astfel de proces prin care să fie târât prin instanță chiar de către părinți. Ministerul Educației împreună cu Ministerul de Interne, împreună cu Ministerul de Justiție, trebuie să vină cu o soluție general valabilă pentru toate unitățile de învățământ, astfel încât directorii să nu fie puși într-o situație neplăcută. Dom'le, asta este procedura, uitați cadrul legal, eventual să vină cu o lege specială, cel puțin vorbind cu juriștii, mi-a spus că este nevoie de o lege specială, astfel încât să nu mai fie nevoie de acordul profesorilor și de acordul părinților, și atunci lucrurile se vor regla. Dacă rămâne doar acest proiect fără să aibă un fundament juridic în spate solid, cu certitudine că directorii nu vor avea curaj să implementeze și se va ajunge doar la sau va fi instalat doar în acele unități de învățământ unde în final părinții și profesorii vor cădea sau vor ajunge de acord pe baza incidentelor în acea unitate de învățământ, pentru că există și varianta, și tot cu juriștii am vorbit, într-o școală unde sunt foarte multe cazuri de indisciplină, se poate solicita o analiză de risc. Și pe baza acelei analize de risc, într-adevăr, se poate renunța la acordul taberelor și pot fi puse în funcțiune aceste sisteme de supraveghere. Da, știm însă ce se întâmplă la momentul ăsta în școli, parcă e o violență mai mare ca altă dată, cel puțin așa lasă impresia ce vedem pe media. Care ar fi situația din perspectiva profesorilor și a unei școli care are aceste camere pe coridoare? Da, foarte bine a punctat domnul Cristache. Noi trebuie și telespectatorii noastre trebuie să cunoască faptul că legislația actuală prevede instalarea celor camere de supraveghere și în interiorul sălilor de curs doar cu acordul profesorilor și al părinților acolo unde elevii sunt minori. Dacă aceștia își dau acordul mai mult de jumătate din clasa respectivă, atunci legea îți permite, și nu cred că este vorba aici neapărat de curajul unui manager sau de frica acestuia. Dacă managerul respectiv simte că profesorii sunt mai în siguranță, elevii sunt mai în siguranță și pentru asigurarea unui climat benefic, unui proces instructiv educativ de calitate, atunci rămâne doar ceea ce e problematica noastră de ani de zile, problema finanțării acestui sistem, pentru că instalarea unor camere de supraveghere în toate sălile de curs necesită costuri foarte mari, pe lângă modificarea planului de bază al unității, pe lângă respectarea prelucrării datelor cu caracter personal, pentru că așa cum și domnul Cristache a subliniat, sunt niște directive europene care reglementează acest aspect, lucrurile nu pot fi implementate. Așadar, cred că e nevoie în primul rând de consultarea factului decizional și aici mă refer la profesori și la părinți sau reprezentanții legali ai acestora. Iată ce spune avocatul poporului Renate Weber, spunea printre altele și citez: instalarea sistemelor de supraveghere audio-video în unitățile școlare nu face parte din procesul educațional, ci este mai degrabă o preconstituire de probe în cazul în care s-ar sărvăși o faptă contrară ordinii sociale sau valorilor morale.
În opinia noastră, accentul trebuie pus pe educația copiilor, tinerilor și nu pe supravegherea permanentă a acestora, care pe termen lung poate avea consecințe negative asupra dezvoltării psihice a acestora, în sensul în care obișnuința de a fi supravegheat conduce la nerespectarea dreptului la viață intimă, familiară și privată. Asta acum să fie cu iertare, da, este o instituție care reprezintă avocatul poporului. Despre ce viață intimă vorbim, domnilor profesori, într-o sală de curs? Vorbim de o viață intimă? Păi mai intimă este viața pe care o avem pe stradă, unde suntem filmați, în benzinării unde suntem filmați, în mall-uri unde suntem filmați. Care e diferența dintre viața intimă pe holurile unităților de învățământ și în exterior, unde sunteți obligați, domnule director, știți foarte bine, să aveți aceste de sisteme de supraveghere, și dincolo de ușă, de o ușă de 2 metri și 10 centimetri grosime, dincolo unde este un act de predare, învățare și evaluare? Ce viață intimă poate să fie într-o unitate de stat? Haideți să fim serioși. Da, directiva face referire la viața privată, la viața intimă, dar putem să vorbim de o viață intimă într-o unitate de învățământ? Nu, aveți perfectă dreptate. E o părere personală, eu nu sunt avocat. Aveți perfectă dreptate. Singurul lucru de reținut în mesajul doamnei Renate Weber este acela al faptului că, într-adevăr, instalarea acestor sisteme de supraveghere nu are nicio treabă cu latura educativă a procesului de instrucție și educație. Una este una, alta este alta. Însă, așa cum și dumneavoastră ați reliefat, viața privată, conform legislației, este doar acolo, în interiorul casei noastre, din momentul în care ieșim de pe poartă, și de pe scara... Și în exteriorul casei. Dar nu în școală. Nu în școală. Și în curtea, acolo există, într-adevăr, viață privată și inclusiv elevii de clasa 11 la istorie au o lecție despre viața publică și viața privată și ei cunosc foarte bine semnificația acestor aspecte. Însă, noi trebuie să vedem de ce am ajuns, pentru că suntem împreună profesori de istorie și tot timpul e nevoie să vedem sau să analizăm cauzele care au generat această discuție, cauzele care au determinat incidentele despre care e foarte bine că le aduceți în discuție, pentru că instalarea sau această intenție de a instala acele camere de supraveghere nu s-a făcut așa că i-a venit cuiva o idee năstrușnică. Acest lucru s-a datorat violenței și nu trebuie să ne ascundem violenței care se manifestă din ce în ce mai mult în interiorul instituțiilor de învățământ, pe stradă, în parcuri, în trafic. După cum vedem, este o violență sau acest proces s-a intensificat în ultimii ani, la care adăugăm consumul de droguri. Iarăși nu trebuie să ne ascundem. Fumatul în școli, iarăși este o mare problemă. Noi trebuie să privim și să analizăm cauzele care au generat această discuție, pentru că dacă nu analizăm cauzele și nu luăm măsurile adecvate, putem să instalăm camere de supraveghere, că sunt camere și în oraș și se întâmplă fenomene reprobabile. Așa și acolo se va întâmpla, dar dacă nu identificăm factorii care duc la acele manifestări. Cred că aici este cheia. Sunt de acord, dumneavoastră vorbiți de rezolvarea cauzei și nu efect. Sunt 100% de acord. Doar că eu le-aș băga într-un plan al prevenției aceste camere de supraveghere. Sigur, da. Acolo aș gândi eu, exact cum noi încercăm să, și sunt sigur că și în unitatea dumneavoastră de învățământ ați încercat să faceți prevenție la orele de dirigenție sau deschizând ușa unor instituții ale statului care au această capacitate. Doar că, uite, s-a ajuns la acest val de violențe care practic nu fac altceva decât să reprezinte societatea în care trăim. De nenumărate ori am spus că școala nu poate să fie ruptă de contextul societății în care trăim. Reprezintă oglinda. Și atunci, pe lângă acele activități de prevenție la care noi suntem specialiști în strategii. Haideți să fim serioși. Avem strategie de violență, antibullying și așa mai departe, de atâția ani de zile. S-au redus aceste situații? Nu s-au redus. În contră, s-au accentuat, pentru că avem copii care trăiesc în unele familii și copiii copiază comportamentul violent din acele familii. Avem copii care merg în societate și copiază comportamentul
din societate, din anturaj, și avem copii care își dezvoltă acest comportament violent chiar și în școală, ceea ce nu este în regulă, în funcție de context și așa mai departe. Așadar, eu nu aș refuza niciodată ca părinte, și vă spun că și la noi în federație sunt părinți care au spus că nu sunt de acord. Dar eu nu aș refuza niciodată acest sistem de supraveghere audio-video, și bineînțeles că discuția de la nivelul profesorilor către elevi nu trebuie să fie la modul aveți grijă că sunt camere de supraveghere și dacă nu veți fi cuminți, veți fi penalizați. Nu, sunt nicio formă. Cum ne folosim de camere peste tot în societate. Gândiți-vă, de exemplu, la Mureș, unde acel huligan a lovit doamna profesoară, care putea să rămână acolo, pe caldarâm, să nu se mai scoale de acolo. Dacă nu era filmat, putea să ducă la poliție, să spună și ceva, doamna profesoară a ridicat cu scaunul înspre mine și nu a făcut altceva decât să mă apăr. Și era cuvântul acelei doamne profesoare împotriva cuvântului acelui huligan. Cum rezolvam problema? Doi, cele mai multe situații de cazuri de violență ajung în presă pe baza înregistrărilor făcute de către copii. Atenție, copiii nu au voie să folosească dispozitivele într-o unitate de învățământ, dar când ajungi în instanță pentru a-ți demonstra nevinovăția sau abuzul care se înfăptuiește asupra ta, instanța folosește înregistrarea și o folosește ca probă. Deci, până la urmă, nu e normal să fie reglementat și eu bag mâna în foc, deși n-am făcut un sondaj sau nu știu, n-am niște statistici în spate prin care să fundamenteze ce vă spun eu. Eu sunt 100% sigur că se va schimba comportamentul la modul general într-o unitate de învățământ, știind că sunt acele camere de supraveghere. Atât din partea părinților, cât și din partea elevilor, cât și din partea profesorilor. Cu certitudine că va crește responsabilitatea în rândul nostru, dar atenție, și închid, obligatoriu după camere de supraveghere și sancțiunile să fie aplicabile. Și adică să existe o coerență. De ce s-ar schimba ceva dacă noi aveam exemplu unei școli cu camere de supraveghere? În multe școli, mai ales școlile mari, există acest sistem pe coridoare. Și s-au mai întâmplat evenimente, că imaginele alea de multe ori le avem chiar de pe camerele respective. Pentru simplu fapt că nu știu, elevii nu-și dau seama că acele camere de supraveghere sunt asupra activităților de acolo. Există, să știți, aveți dreptate, într-adevăr, elevii uită că există acele camere de supraveghere, exact. Și uneori este nevoie să li se reamintească. Vă mărturisesc că noi am făcut acest demers, am consultat atât părinții cât și profesorii, iar rezultatul a fost cel așteptat de către conducerea instituției. Peste 97% dintre părinți și 99% dintre profesori au fost de acord cu montarea acestor camere de supraveghere în sălile de clasă. Așadar, părinții sunt absolut convins că marea majoritate sunt conștienți de necesitatea instalării acestor sistem pentru siguranța elevilor, nu neapărat pentru a vedea, eu știu, lucrurile negative din învățământ. Și foarte bine a spus, sala de clasă nu este spațiu privat. Sala de clasă este spațiu public, iar profesorul respectiv nu are nimic de ascuns în a-și desfășura ora de curs. Și, nu știu, poate fi o idee. Și vreau să vă spun și dumneavoastră, eu am și discutat cu o firmă specializată și nu știu dacă este posibil instalarea acelor camere de supraveghere, cel puțin, sau softul, să funcționeze în timpul pauzelor. Pentru că în timpul orelor, teoretic, există profesor acolo și actele de indisciplină pot fi anihilate. Ei, ce bine ar fi ca acești copii să fie supravegheați și în timpul pauzelor. Că aceste camere, nu știu dacă este posibil tehnic acest lucru, dar cred că ar fi o idee de luat în seamă dacă acolo nu se dorește de către părinți, măcar în timpul pauzelor să funcționeze aceste camere de supraveghere. Vreți să vă spun ceva, domnule director? Ascultându-vă, nu v-am cunoscut, cred că este pentru prima dată când interacționăm. Cifrele pe care le-a spus la școala dumneavoastră sunt impresionante. Avem documente, să știți că avem documente. Și sunt 100% sigur că vi se datorează. Abordarea dumneavoastră în fața părinților era esențială și este esențială. Deci un director bun care știe să abordeze părinții pe un palier constructiv, cu certitudinile că le vor schimba punctele de vedere negative. Așadar, personal vă felicit pentru cifrele astea impresionante. Mi-e foarte greu să mă gândesc că mai există vreo școală din România care să obțină un procent și din partea profesorilor, atenție,
Pentru că și acolo este un procent foarte mare. Și este... mă uit la declarația doamnei Ligie, doamnei ministru Ligie Adega, care spunea că și-a dorit acest proiect, l-a dus în discuție și după ce a avut întâlniri și cu noi și cu sindicatele. Și pe urmă a rămas surprins că am văzut comunicatul sindicatelor pe care le-a dat la Ministerul Educației. Nu cred că le-a făcut public, este pe circuit închis. Și zic, dom'le, dar ce se întâmplă? Cine minte? Minte doamna ministru sau minte un sindicat sau mint cele două sindicate? O să avem și poziția că... sindicatelor în câteva minute, da. Da? Și din păcate sindicatele înțeleg că au primit feedback-ul negativ din partea profesorilor și apărând drepturile profesorilor, asta e. Au fost obligați sub o formă sau alta să trimită acest comunicat către Ministerul Educației. Dar încă o dată, repet, eu vă spun că, bineînțeles că trebuie un cadru reglementat foarte exact. Foarte exact, adică să devină infracțiune în momentul când aceste sisteme de supraveghere devin elemente de constrângere sau de, eu știu, de a influența sub o formă sau alta un cadru didactic sau un copil. Nu, trebuie un cadru foarte exact în care nu trebuie să iasă nimeni. A ieșit, ar trebui să reprezinte infracțiune, să te duci pe răspundere penală. Da, dar legea prevede cine are dreptul la aceste prelucrări de imagini clare. Este vorba doar de directorul unității de învățământ, care este obligat ca în termen de 2 zile de la primirea unei solicitări justificate de către părinți sau către reprezentanții instituțiilor abilitate să ofere acele imagini. Nu văd ce am avea de ascuns sau cum s-ar putea constrânge cineva, pentru că elemente de coerciție, noi suntem obișnuiți așa ca și nație cu aceste elemente de coerciție, însă odată integrați în Uniunea Europeană, cred că ar trebui să scăpăm de aceste metehne. Și problema, să știți că nu cred că este la părinți sau la profesori. Cred că mentalitatea unor conducători care, indiferent că sunt ei primari sau președinți de anumite instituții sau de consilii județene, cred că asocierea cu acea, eu știu, formă de manifestare a unei, Doamne ferește, dictaturi sau unei guvernări autoritare, determină teama aceasta unora de a fi instalate aceste camere de supraveghere. E vorba doar de siguranță, pentru că societatea românească nu se pliază momentan pe această idee de democrație și, din păcate, trebuie să o spunem că s-a tot vorbit de modelul finlandez. Nu știu dacă știți, ieri un elev de clasa 12-a, că tot am lăudat sistemul finlandez, a omorât un coleg datorită, fiind supus bullying-ului, a omorât un coleg, a împușcat un coleg și da. două colege sunt rănite. Așadar, problemele cu care ne confruntăm și noi se confruntă și sistemele acelea de învățământ la care sunt cu aia de unii performante și la care ne uităm cu asemenea mândrie la ele. Iată că nu este o situație roză peste tot în Europa și în sistemele considerate cele mai bune de învățământ, se întâmplă aceste lucruri reprobabile. Apropo de această problematică, până aflăm și poziția sindicatelor, s-a venit cu niște propuneri, și anume, profesori de serviciu mai mulți, una dintre variante, personal de pază angajat, consilieri mai mulți, toate acestea presupun sume de bani. Consilieri mai mulți, există deja o creștere, a zis și eu, istorică în ultima perioadă de timp, că au fost 1200 de angajați de consilieri la consilieri școlari, atenție că trebuie să facem diferență între psihologi și consilieri. Noi în școală nu avem psihologi. Sunt consilieri școlari care au niște module psihopedagogice, dar nu sunt specialiști în psihologie. Sunt 1200. Probabil că, uitându-ne la ceea ce se întâmplă, avem nevoie de, cu certitudine, de mai mulți, pentru că raportul spune că avem 1 la 600, dar în realitate, cel puțin în rural, cred că avem 1 la nimic. Directorii de acolo îi cheamă doar când au nevoie de intervenție a lor și nu se duc și prestează o activitate exact cum prestează într-o unitate de învățământ. Pe partea de bază, și foarte bine că ne-am luptat pentru mărirea finanțării de bază, acolo avem un aport substanțial și mi se datorează, scuzați-mi, s-a de modestie, într-un procent de 100%. Eu știu cât m-am luptat acolo la Ministerul Educației,
din finanțarea de bază, din bunuri servicii, acolo unde rămân bani, directorii trebuie să aibă curajul, și o să vă spun de ce zic că trebuie să aibă curajul, să angajeze firmă de bază. Pentru că o parte dintre directori sunt obișnuiți să dea la redistribuire niște bani astfel încât să dea bine pentru inspectoratul școlar sau în fața inspectorului școlar general, în loc să folosească acești bani care urmează elevul, să-i folosească în scopul siguranței la nivelul unității de învățământ. 3. Comunitatea locală, onor primarul, ar trebui să vină în sprijinul școlii și să angajeze astfel de paznici la școală. Și există variantă acolo, și aceea aș vrea să fie ultima variantă, unde sunt asociații cu personalitate juridică la nivelul părinților și pot contribui cu, în funcție de numărul de elevi, cu o sumă modică, 10-15 lei, 20 de lei pe lună, astfel încât să poată să plătească un serviciu de pază. Deci există posibilitatea, este nevoie de un pic de voință și de un pic de ambiție la director acolo unde finanțarea de bază nu ajunge, ci stă cu mâna întinsă și așteaptă bani la redistribuire, măcar să facă demersuri sau să măcar să pună, să bage părinții la înaintare, să pună presiune pe Consiliul Local, astfel încât să le aprobe paza. Dar să știți că, și îmi cer scuze că intervin, vorbeați de un consilier la 600 de elevi, dar să știți că nici ei nu își pot desfășura activitatea decât în baza acordului părinților. Această consiliere este și ea la fel de bine reglementată de către instituțiile abilitate. Această consiliere se face uneori destul de greu pentru că anumiți părinți refuză ideea că respectivul lor copil are anumite probleme de comportament, de conduită sau, eu știu, Doamne ferește, alte probleme medicale. E foarte greu să lucrezi cu elevii minori fără, adică este imposibil fără acordul părinților. Deci, așa din punctul meu de vedere, cred că ar trebui odată o mai mare importanță și consiliul școlar este datoria lor să intervină atunci, pe moment, să poată lua acel elev să-l consilieze. Dacă așteptăm la infinit acordul părinților, este foarte greu de făcut consiliere. Consilierea de grup este, îmi permite să fac o metaforă, uneori nu dă niciun fel de roade, pentru că foarte rar elevii se descarcă, își exprimă în fața colegilor, în fața profesorilor, în fața consiliilor sentimentele. E vorba de acea consiliere individuală care ia consilierul respectiv școlar, are abilități, are agilitățile necesare pentru a extrage ceea ce e nevoie pentru ca elevul respectiv să-și poată deschide sufletul, inima în fața consilierului și să fie rezolvate problemele care îl macină și care la un moment dat pot genera în diferite manifestări reprobabile. Așa este. Ieri am fost la educație, la o emisiune la TVR cu domnul Nisor, cu președintele de la Spiru Haret. Și a avut o propunere și atunci, într-adevăr, a ieșit un scandal, inclusiv eu m-am opus și el puțin la modul în care își dorea, era denumit ceea ce își dorea dumnealui, acea cameră de detenție. Și am zis, nu putem discuta de cameră de detenție, dar o cameră de consiliere, cred că există. Nu, intenția era bună de la nivelul domnului președinte, că îl cunosc și avem o colaborare excelentă. Și ieri, în timpul emisiunii, am convenit, domne, cred că ar trebui să spunem o cameră de consiliere, astfel încât să nu mai fie nevoie de acordul părinților. Ai un elev care are un comportament total deplasat la nivelul clasei, în loc să deranjeze ceilalți 25 de elevi, poate fi extras de acolo, dus la consilier, da? Și în ultimul timp observ la părinți, pentru că sunt cei care îmi sesizează tot felul de probleme, au început să accepte și mă bucur că au început să accepte consilierea. Ușor, ușor încep să facă diferența între ce înseamnă psiholog și ceea ce reprezintă un psihiatru. Da? Sigur, da. Aici erau temerea și ușor, ușor au început să accepte. Văd că sunt mulți părinți care au avut probleme, unii erau nemulțumiți de ceea ce se întâmplă cu propriul copil, alții m-au sunat că propriul copil a deranjat și atunci vedem ce trebuie să facă și acceptă, îi întrebam, ați vrut să vorbiți? Da, da, nu s-a pus problema, a mers-o, unii încep să meargă și în privat, în special familiile care au copii cu cerințe educaționale speciale și acolo unii dintre ei sunt mai greu de integrat pentru că și ei la rândul lor sunt supuși bullying-ului din partea celorlalți copii. Nu mai spun că sunt părinți care discută pe grup împotriva unor copii care au astfel de probleme și nu fac altceva decât să ajungă la astfel de situații de bullying. Sistemul educațional este foarte, foarte complex. Și dacă nu vom înțelege fiecare că trebuie să ne responsabilizăm acolo unde avem rolul nostru, familiile acasă cu elevii, să-și responsabilizeze copiii, profesorii la rândul lor,
să-și respecte fișa postului și să se uite, cred că am mai spus la această emisiune, să uite la acel elev ca și cum ar fi propriul copil, astfel încât să interacționeze și uman. Partea asta cu interacțiunea umană este esențială în actul de predare-învățare. Pentru că dacă te duci și predai ca un robot în fața unui copil și în special în fața unui copil robot sau în situația unui copil care nu poate să țină ritmul de învățare, e, acolo apare o ruptură între profesor și elev. Da, cu siguranță aveți dreptate. Deci soluția, cum o vedeți să se rezolve această dezbatere, pentru că o să avem în câteva minute și poziția sindicatelor? Doar o lege specială, așa cum este reglementat acum proiectul, sub nicio formă nu se poate rezolva, doar dacă există într-adevăr acordul părinților. Dacă există acordul părinților, nu mai aveam nevoie de acest proiect, pentru că se rezolva pe legislația actuală, cu acordul părinților. Sunt școli care monitorizează cu acordul părinților și cu acordul profesorilor, exact cum spune și domnul director. Și pe care sunt școli private în... care vezi în online, te uiți pe telefon ce face copilul tău. E altceva școala privată, acolo ți se pune un contract în față și este parte din... acolo nu poți, să te, dacă nu vrei, ai alternativă, te duci. Dar nici eu nu sunt de acord ca părinții să aibă acces la aceste camere de supraveghere, fără discuție. Deci nu putem să ajungem în extrema cealaltă, doar directorul, eventual împreună cu cei de la poliție, siguranță școlară și așa mai departe. Sigur, nu putem să facem lucrurile. Da, sau responsabilul și... cel care răspunde de camere la nivel de școală respectivă. Domnule exact. Președinte, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră la emisiunea noastră și, cum spuneam, rămânem în colaborare pentru că sunteți o voce distinctă și în partea asta de învățământ. Seară plăcută, vă mulțumesc pentru invitație, îi mulțumesc și domnului director care văd că are o deschidere senzațională către ce înseamnă relația profesor-părinți și mi-aș dori ca majoritatea directorilor să fie exact cum este dânsul. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru intervenție. A fost cu noi domnul Iulian Chistache, președintele Federației Naționale a Părinților. Revenim în studio până vom avea legătura și cu liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ, Gorj, domnul Constantin Huică. Altă opoziție. Altă poziție. Opoziție. Apropo de discuția aceasta, e clar, ceva trebuie schimbat în școli pentru că violența a atins cote nebănuite. Și bullying-ul, că noi tot vorbim de el, bine, știți cum e, se zice că era și înainte, numai că nu se numea bullying. Bullying, da. E un fel de a simplifica lucrurile. Totuși, tânăra generație se manifestă mai rudimentar decât generațiile trecute. Eu așa o văd situația. Aveți peste dreptate, însă, haideți să nu vorbim direct de violență, că violența este determinată de anumite cauze. Un comportament neadecvat, un anturaj prost, folosirea, eu știu, a unor substanțe, că tot vorbeam de aceste atitudini. Până la violență, haideți să încercăm să eliminăm treptat fumatul în instituțiile publice, fumatul la o vârstă atât de fragedă, cât că este cel mai mare flagel pe care societatea românească îl cunoaște acum. Fumatul la vârste fragede, când îi vezi și pe stradă la 5, 6, 7, 10 anișori cu țigare, amână cu acele Viper. S-a interzis în spațiile publice, de aia se fumează. Da. Bine, fumatul, folosirea numitor substanțe interzise, pentru că sunt atât, cum spuneați dumneavoastră, și de rudimentar, dar sunt atât de, din punct de vedere mental, tineri din ziua de astăzi sunt atât de ușor de condus spre anumite fapte și anumite încercări pe care ei nu le conștientizează la vârsta lor. Deci până la violență, cred că necesitatea introducerii acestor, sau reglementării acestor camere poate duce la o însănătoșire din punct de vedere medical a societății române, a tinerii generație, pentru că avem nevoie de tânăra generație sănătoasă să se dezvolte într-un corp sănătos. Suntem în legătură directă cu domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Ne auziți? Vă aud, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule profesor! Dezbatem această problemă a camerelor de supraveghere din școli, cele care s-ar pune în sălile de clasă, iar sindicatele au venit ieri cu un comunicat în care, în esență, spun că sunt de acord cu acestea numai dacă sunt de acord părinții și profesorii. Ce ne puteți spune? Și da, deci asta odată și dacă există un istoric al cazurilor de violență în unitatea școlară. Important. Dacă, cum da. Sunt unități în care nu se știe că sunt copii sau că sunt profesori, este liniște, nu sunt evenimente
de violență sau nu s-au sesizat. Astfel nu își au rost aceste camere de supraveghere. Și în primul rând, asta este o măsură, e un atac la drepturile fundamentale ale românilor. Și o astfel de măsură nu poate fi, așa cum a spus și dumneavoastră, decât cu acordul profesorilor, a copiilor, a părinților. Și acolo unde este cazul. Nu este cazul în toate unitățile școlare se întâmplă astfel de evenimente. Și dacă un profesor este de acord sau are situații în clasă în care se confruntă cu copii indisciplinați, copii pe care nu-i poate controla, atunci poate ca să fie înregistrat, ca să-i arate părintelui de ce copilul lui nu învață sau ce face copilul lui la oră, dar în niciun caz să fie supravegheat, să vadă cum își face actul didactic. Mai mult, există reglementări specifice în care aceste filmări, aceste înregistrări nu pot fi văzute decât la sesizarea organelor de poliție și decât de aceștia, împreună, bineînțeles, cu administratorul sau conducătorul unității respective. Deci nu pot ca să stea la îndemâna oricui să vadă, hai să vedem ce a făcut profesorul Huică în sala de clasă sau să vedem la cât a intrat sau a ieșit de la oră. Domnule președinte, da, spuneți. Nu, problema e următoarea. E foarte adevărat ce se întâmplă și avocatul poporului astăzi a venit cu o poziție similară din punctul de vedere al legalității. Însă, poziția sindicatului a fost mai nuanțată și și-au lansat și ideea aceea de a face mai mult pentru învățământ, posturi mai multe pentru pază, pentru o reorganizare a activității cu profesorul de servici, diverse alte lucruri care să faciliteze cumva controlul în lumea școlii. Ce se întâmplă? Ați spus școala să se organizeze, învățământul într-adevăr să angajeze pașnici, personal de supraveghere, într-adevăr, dar nu putem pune pe profesorul de servici să păstreze ordinea în unitatea școlară. Nu suntem pregătiți, nu am făcut cursuri de autoapărare sau de cursuri de lupte de box ca să ne luptăm cu infractorii ca profesori de servici. Făcând o glumă, revine, chiar așa de rău e? Asta revine. Ați văzut ce se poate întâmpla, cum foști elevi intră peste profesori și îi bate și toată lumea, dar unde a fost profesorul de servici? Păi profesorul de servici nu-i pregătit ca să stea la bătaie cu cei care vor să intre. Nu! Să nu aibă acces în unitatea școlară oricine. Asta odată, și vreau ca să atrag atenția, deci un caz care se întâmplă la ora actuală, la noi, în școlile noastre, sunt angajați ai poliției locale care stau în curtea unităților școlare, chipurile supraveghează intrarea și ieșirea copiilor la școală, dar stau într-o mașină și se uită. Iar la poarta școlii, copiii se îngrămădesc între mașini ca să poată să traverseze strada, să intre în curtea școlii. Și când i-am atras atenția, du-te, domnule, decât să stai aici, mai bine asigură-le trecerea să intre copiii la școală pe stradă decât să stai aceea. Nu, noi suntem doar ca să supraveghem. Îi supraveghează dintr-o mașină. Deci dacă cumva intră cineva cu arma sau asta e supraveghere, nu. Adică niște camere umane, ceva de genul ăsta. Da, niște camere umane, dacă se întâmplă ceva, ei stau bine mersi în mașină.
Dumnealor consideră că simpla lor prezență acolo este suficientă pentru o asigurare unei ordine. De adevăr, aveți perfectă dreptate că e nevoie de sprijinul poliției locale, a jandarmeriei, a instituțiilor specializate. Însă aș dori să revenim la discuția noastră. Dumneavoastră ați avut o poziție destul de radicală în acest punct de vedere și ați fost... V-ați manifestat opoziția față de introducerea acestui sistem de supraveghere. Dar să știți că din discuțiile cu profesorii, însăși dumnealor doresc instalarea acestor camere de supraveghere pentru a elimina orice formă de îndoială asupra dumnealor. Pentru că știți foarte bine, la examene s-au introdus camere de supraveghere. Peste tot învățământul este plin de camere la toate examenele. Numai în învățământ sunt, că am tot spus eu și la această emisiune, haideți să dăm toate concursurile cu camere, doar în învățământ se dau aceste concursuri cu camere de supraveghere. Cred că profesorii au ajuns la limita răbdării și zic, puneți-ne domne și camere să vedeți ce ne mai puneți pentru a putea să fim respectați de către societate și pentru a fi, într-adevăr, a reprezenta un segment de luat în considerare de către decidenții politici. Cred că trebuie privit și din acest punct de vedere ca o măsură sau o cerere a profesorilor de a li se asigura până la urmă decența și a li se respecta profesia dacă ei sunt considerați vinovați. Și, din păcate, știți foarte bine că societatea aceasta acuză cadrele didactice, învățământul românesc este slab pregătit, că nu oferă o educație necesară pentru ca tânăra generație să fie respectată și să respecte societatea. Cred că discuția trebuie și dumneavoastră reprezentați o opinie și sunteți, de când vă știu, de peste 30 de ani în învățământ și ați avut rezultate în cariera didactică atât din punct de vedere profesional, cât și în ceea ce privește activitatea sindicală. Cred că discuția nu trebuie închisă doar din acest punct de vedere. Cred că e bine să lăsăm o portiță deschisă pentru a decide fiecare unitate de învățământ ce face și cum își gestionează această activitate. Din păcate, concluzia sau prin măsurile care se întreprind pentru organizarea examenelor naționale, examenelor a concursurilor, se constată că profesorii sunt cei mai corupți oameni din această țară. Prin aceste camere, odată eu ca profesor trebuie să merg la supraveghere în sala de clase, iar cu niște camere de supraveghere mă supraveghează pe mine dacă cumva am lăsat copiii ăia să copieze sau cumva le-am sugerat eu răspunsurile la examen. Asta e cea mai mare jignire care s-a adus. Profesorii au tăcut, au zis, hai domnule, lasă că și așa nu e fraudă aici și nu suntem puși noi, nu suntem noi cei care fraudăm examenul. Poate să le facă, dar uitați, am închis gura, am lăsat, lasă-mă că nu este așa. Și uite, mai departe, vin în continuare. Mai mult ce s-a făcut anul acesta cu corectarea examenelor, tezelor, a lucrărilor copiilor, să se scaneze, să se trimită la nu știu ce profesori din țară, și să vină lucrările, adică lucrare, vedeți dumneavoastră, acum rezultatele au fost foarte clare, a venit nota copilului, iar profesorul de la clasă a vrut să vadă lucrarea și că lucrarea era la copil în școală. Și când a văzut o profesorul, adică lucrarea evaluată cu 4, iar lucrarea era de nota 7, deci ăștia sunt și frauda. Profesorii sunt cei care fraudează peste tot. Nu. Bine, cu ghilimele de rigoare, datoria. Da. Nu, noi ne facem datoria și cei care trebuie să verifice acest lucru, să verifice dacă profesorii își fac datoria, dar nu să ne urmărească ca în pușcărie cum sunt urmăriți deținuții. Bun, am înțeles poziția și ne înțelegem la ce se referă, dar pe de altă parte propunerea ministerului va rămâne, vom merge pe legislația veche, mergeți pe ideea asta în sensul că cu acordul părinților și a cadrelor didactice se poate, că asta e poziția sindicatelor, sau să găsim altă soluție?
cred că trebuie găsită altă soluție. Trebuie găsită soluția a preveni, nu a urmări. Că practic, după ce nu mă încălzește cu nimic, că am o supraveghere video sau urmăresc pe video cum profesorul a fost bătut în sala de clasă. Și trebuie să previn să nu se întâmple așa ceva în sala de clasă, să nu permit unor infractori, să nu permit copiilor care au astfel de comportament să fie în școală. Asta trebuie să facă unitatea școlară, să facă învățământul. Nu se urmăresc, că după degeaba înregistrez pe cameră un act huligan. Aia ca să identific infractorul, dar nu ca să previn. Și nu se vor speria. Cei care sunt libertini nu se sperie de o cameră de luat vedeți. Domnule președinte, acești infractori, de unde vin? Că aici este problema noastră, acești infractori de care spuneți dumneavoastră. Aici trebuie adusă discuția. De unde apar acești infractori care intră într-o unitate de învățământ și lovesc, Doamne ferește, profesorii sau elevii? Acest răspuns la întrebare... Sunt foști elevi frustrați, așa cum s-a întâmplat, că nu știu ce i-a făcut profesorul, i-a dat notă mică. Adică sunt rebuturile sistemului de educație, asta vă spunem. Sunt victime, exact, da. Spuneți foarte bine, marea majoritate. Am înțeles, deci până la urmă problema rămâne de discutat, cumva trebuie găsit o soluție. Legislația... Trebuie prevenit, da. În primul rând să prevenim. Da. Cu această idee, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră din această seară și vă mai așteptăm la emisiunea Educația. Și eu vă mulțumesc, o seară frumoasă. Seară frumoasă. Da. Revenim pentru scurte concluzii în studio, mai avem un minut. Cum vedeți situația? Da, din punctul meu de vedere, și nu poate e întâmplător sau nu, ce s-a întâmplat la Timișoara, incidentul de ieri, că cred că e bine să-l reamintim cu instalarea celor camere de supraveghere care a generat un imens scandal, să știți că nici doamna director din unitatea respectivă nu a pus acele camere doar că a avut dumneavoastră o revelație nocturnă. Sunt sigur că acele camere au fost instalate în urma săvârșirii unor fapte, da, de către elevii acelei instituții. Și în locurile unde erau cel mai imperios necesar. Cel mai imperios. Că degeaba punem camere de supraveghere în cancelarie, dar acolo unde elevii se întâlnesc și petrece mai mult timp în pauze, nu sunt supravegheați. Bun, nu știu dacă moderatorul are voie, dar e și el în educație, merg pe varianta, ne trebuie camere de supraveghere, deci merg pe ideea asta. Dacă am văzut, nici sindicatele nu resping, clar, părinții în mare parte încurajează. Sunt de acord. Domnule Vasile Udroiu, mulțumim pentru prezența la emisiunea din această seară. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Mulțumim pentru atenție. La revedere!